Îți dă gură în gură, totul merge pe măsură. Când mă scol de dimineață, mă la 7, ci la 10. Fii cu tot cu dulceață și un pahar cu amărece. Și dulceața îmi zice, ia. Și paharul îmi zice, bea-mă. Ia-mă, bea-mă, ușor de zis. Gura însă s-a deschis, nu-i deloc așa ușor. Ajutor! Ajutor! Lingurița, grijulie, deschide gura mie. E, așa mai merge, zic, dacă mă ajuți un pic. Da, e timpul să fac baie. Apa intră în odaie cu volanele albastre, ne adresăm domnii voastre. Cum doriți să fiți spălat? Uite așa, culcat în pat. Cum doriți să fiți lăut? Uite așa, în așternut. Iar acum, prosopul cel cu fost se înclină moale până jos. Eu să-l fric că vine pe spate. Nu, voi de mine, nu se poate. Întreabă-te și dreapta cum pot să ies din planul, mă. Afară e fric? Îmi bate cald. La urma urmei, nu mă scald. În țară lui gură în gură, caște o gură cât ușură. Și îndată îți pică în ea tot ce vrei și tot ce vrea. Să mănânce foi de viță, supă caldă, tocăniță, cozonac, compot, halviță, hârnăcior și ciulama, murături, etc. A, mâncare m-am umflat. Sus mă ia și mă așează după plac cu o lămură într-un hamac. Uță, uță, ce să zic? Bine că nu faci nimic. Lecții stau pe masă, dar de lecții nici că nu pasă. E omulele în hamac, ele singure se fac. Medică. Nu știu ce de medică să rezolv vreo 5 probleme, vezi că eu de fleacul nu am vreme. Dragă mea reumatică, nu fi antipatică, nu fi zău nesuferită și transcrie o lipit de exercițiile mele, vezi că eu n-am timp de ele. Hai, draga mea istorie, n-am o cheie să ai memorie. Ține minte tu mai bine cine s-a luptat cu cine, în ce an și în care loc, eu să învăț. N-am timp deloc. Lecțiile îmi fac pe plac, stau și învăță în hamac. În țara mea mână în gura am prieteni pe măsură. Vreți să vi prezint cumva? S-a făcut. Ăsta e mică, vreau găluște. Ăsta e mircea, strâmbă nas. Ăsta e buțul, mielul gras. Asta e mița, linge, frișcă. Ăsta e Tudor, nu se mișcă. Asta e Sanda, somn în gene. Și ăsta-s eu, burtufele. Toată zilnică ați văzut, nu fac nimic. Și programul nu se încarcă astfel, nu e de mirare că ceva mă îmbie parcă și mă cheamă la culcare. Mi-e somn de pic. Și nu prea mult am vorbit cu voi. Când vorbesc mai multișor, obosesc îngrozitor. Să mă repede de fură în țara lui mură în gură. Nici n-ai timp să spui la lună. Primele poezii au fost poezii de Emil Casian. Prințul Miorlau, Țara lui Mură în Gură, Lizuca Uitu, Camiciuna, era un volum de poezii cu ilustrații specifice și cred că aveam 3 sau 4 ani.
deschideam cartea și în funcție de ilustrație știam ce poezie e rândă și începeam să citesc, mă rugeam că și să citesc. Și așa păcăleam în musafiri că și să citesc. Le știam pe de rost și le știu și acum, le-am învățat generații întregi de copii aceste poeme minunate. O să vă spun și noastră, ca să vă amuz, unul sau două dintre ele. O să mai citim din poemele pe care le-a ales Cristina pentru astăzi. Mă gândesc să lăsăm povestea a doi pui de tigru, Lovisul Nigra și Alicul, pentru momentul lansării audiobook-ului. Și eventual un poem din limba spargă, ca exemplificare, cred că am putea să citim. Într-adevăr, sunt absolut speciale aceste poeme în limba spargă, o limbă care evident că nu există, însă din titlu și din structură îți dai seama o structură de rondel, o structură de voce, o structură de sonet. Și atunci încerci să pui sentiment, să lecturezi acel text care nu are, evident, un înțeles, astfel încât el să capete viață. Mi-a plăcut asta și am curs așa ușor, absolut tot, nu m-am săbuit absolut deloc, pentru că probabil că rezonez cu tipul ei de inteligență, nu știu ce să spun, de afectivitate, de structură sufletească, mai bine spus. Ca să începem în vesel, o să vă spun o poezie care se numește Prințul Mionă. Într-o împărăție, cam ploioasă, trăiau un împărat și un părtesc. Ce aveau cum se cuvine și un fiu, un prinț. Singur la prinț. Prințul era de 6 anișori, dar mi-o lăia din noapte până în zori. În loc de vreau spunea, eu n-am, și tot, eu n-am, pentru nu vreau. N-am înțeles, le spune voi. Păi ce stai prinț? Soi pisoi. Te rugăm să nu-ți urmezi povestea până ne lămurești acestea. Răbdare, dragii mei copii, și singur o veți lămuri. Deci, cum spuneam, cu prințul meu răit, deloc era lesne de trăit. Când îi se aduceau pompoane, eu mi-o lăia către panoare. Și loc de baloane voia trompoane și loc de trompoane voia baloane, dar niște baloane cu gust de pompoane și în care se sufle ca niște trompoane. Astfel de dulci vai muschi găseau și prințul mi-o lăia. Și ce bună sănătății mi-o lărit, montan și mânțe. Eu!
colții tăi o știi să roadă și să-ți crească o coadă, coadă, bleagă mare pe spinare, sfâr, sfâr, ochi ceacâri și mustăți. Oh, și te ferești de părți și de cei cu colții răi, de dulăi și de potăi. Atunci, crățișorul, de frică să nu se te facă în pisică, uită-te-mi orăitul lui. Firește, ci primiți să vă nască, omenește. Pisicile au plecat tiptil, tiptil. Acestea nu-i pisuri, ci copil. Și foarte busuflate fără ele, că au putut astfel să se înșele. Dragi copii, povestea-i gata. Să vă duceți imediat și la mama și la tata să le spuneți răspicat. Iubiții mei părinți, nu vreau să fiu și eu un prinț Miolirau. Eu am zis că toate poemele astea, de multă, mai de mult, acum nu știu exact ce a ales Cristina, dar ne-a murit. Asta s-a spus. Dor. Dragostea mea, ancoră grea, ține-mă strâns. Toate mă dor, gura de dor, ochii de plâns. Vântul căzut, poate că nu. Dar s-a făcut liniște în cer, fără puteri, ca la început. Nu mai visez bași pe zăpezi, urme de vulpi. Nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în bulbi. Singurătăți, nu mi te arăți, nu-mi trimiți vești. Cat fără rost, oare ai fost? Oare mai ești? Să ne facem daruri. Trebuie să ne facem daruri. Să ne mărăm cu atenție data de naștere a noastră și a celorlalți. Încă de dimineață, sărbătoritul să primească de la prietenii lui o cravată argintie care să-i limpezească mâinile. O portocală care să-i prospăteze surâsul, neapărat câteva idei care să-i desăvârșească forma inimii. Dacă unul dintre noi s-a îndrăgostit, să-i dăruiască imaginea duratei, iar dacă s-a îmbolnăvit din iubire, să-i dăm să bea tinerețe și demnitate dintr-un pahar curat, pictat cu floare. Unii se vor împotrivi dintr-o fie, de prea multă singurătate. Sau pentru amână nu ne datori, ca și că nu ne-ar fi datori oricum pentru că respirăm și ne mișcăm alături de ei, împărțind destinul unic al lumii. Să ne descurajăm. Să trecem dincolo de trufia, de singurătatea lor, cu daună în mâini, cu adevăruri necruțătoare, precum și cu obiecte mai plajine, ca de pildă o zebră din material plastic, o măsură de vals, un abajur, iar dacă totul merge bine, cu o oglindă în care să ne scufundăm împreună obrazul, făcând o vastă ca mare. Episod. A venit o fată lungă și de tras de mâini, de păr, și-a plecat cu ea alături, surd la sfatul și ocare. Ți-a prădat frumosul suflet, gura, ochii ți-a prădat. A rămas din tine coaja fructului înstrăinat.
când și când încerci surâsul clipei noastre de atunci, dar se strânge ca un vierme la privirea fetei lungi. Chemam Ieni, iubitul meu. Iubitul meu mă încearcă din nou temeritate de început, cu care am zmăcărnit să te sărut în noaptea aceea minerală parcă. Pe zidul de argint erai săpat ca un ciudat de sân întunecat, iar eu eram un romb de lună, poate, și s-am iarnă ca în eternitate. Azi trec în altă vârstă, dar proclam sărutul nostru apărat cu schimbul strict înrămat sub iarnă ca sub ceam pe care nu-l desfigurează timpul.
Ce înseamnă un verset?